Bună, numele meu este Brad. Puțin așa îmi spun prieteni. Nu vreau nimic de la voi, stați calmi. Doar să vă arăt câteva imagini de pe vremea când încă nu-l cunoșteam pe... O să aflați voi pe cine, dar puțin mai încolo. Ei bine, ia uite. Alături de cei mai buni prieteni mă cățăram ca să înălțăm avioane. A, și asta nu pentru că nu eram destul de înalți. Pur și simplu ne plăcea să admirăm priveliștea. Aici, da, sunt eu șucând cărți. O să ziceți, ce demodat. Asta toată lumea joacă Flappy Bird. Ce să zic despre poza asta? Prietenii erau totul pentru mine. Nu puteam să mă plictisesc chiar și atunci când nu făceam nimic. Pur și simplu, lenevea. Aici, da, încercăm să ajung la un etaj, dar era destul de greu, așa că am folosit prietenii din nou. Sau încercam uneori foarte tare să câștig la tenis, dar imposibil cu un adversar mult prea mare. Și, da, aici eram la fin. Era foarte ok să admir toate chestiile până când a apărut... Asta îl știți voi, el, Banana Book. Cum să nu-l știi? Adică pur și simplu te îndrăgostești de el. Adică uitați-vă și voi, nu știu, am fost atât de curios să aflu ce o să se întâmple, ce face, cum, încât, nu știu cum, dar am dat de Facebook. Da. Și m-am gândit să-mi fac cont de Facebook. Da, ce nume să-mi iau? Păi am zis, hai să mă cheme Brady, de la Brad Pitt. Și Caragiale, adică, nu știți voi, o să zic că sunt un nepot al lui Caragiale, foarte faimos, am neamuri, vai, super tare. Da, mi-am făcut un cont nou, The Most Beautiful Minion. Și am zis că ce-o fi, o fi. Adică, sper să-mi găsesc prieteni, sper să interacționez cu lume nouă și, de ce nu, poate cine știe să-mi fac o iubită. În privința parolei, am zis că las acolo să fie cât de mult se poate, doar să nu cumva să-mi spargă cineva cont. Vă dați seama, personalitatea de mine. În privința datei, am tot, n-am știut ce să aleg, am zis că hai că alăși 7 aprilie, că atunci a murit, cred că, pisica vecinului. Și în privința datei, am zis că hai să par mai matur și să pun 1991. Da, bineînțeles. Și ce ziceți? Ia uite pagina mea de Facebook. Brady Caragiale. Bineînțeles că mi-am pus o poză super tare și la copertă laptop, doar laptopul e viața mea. Dar am dat de edge. Și atunci viața mea s-a... Adică, uitați-vă și voi, era singură și arăta așa. Adică, vă rog eu frumos să citați. Cum poți să nu iubești asemenea doamnă? Și de aici a început dialog. Cu dovlecel, cu ne vedem tomorrow. Da, până la urmă am acceptat să ne vedem la un film pentru că mi s-a părut drăguț, adică uitați-vă și voi, cum să nu fie drăguță ființa aia mică și drăgălașă. Da, și de atunci mi-am pus la status într-o relație. Păi era și normal, la fel ca și ea, adică nu puteam să ne înșelăm pe Facebook, nu mi se pare normal. În schimb, ziua următoare... Eram în al nouălea cer, adică pentru prima oară aveam un prieten. Burdam de fericire. Îmi venea să îmbrățișez toate bananele din lume de dragul ei, deoarece ea era cea mai scumpă ființă pe care o văzusem vreodată. Uneori o confundam cu banane. Da, era așa de drăguță încât îmi venea să o strâng în brațe pe loc. În fine, mai erau 5 minute și aveam să o întâlnesc pe cea mai frumoasă tipă din lume. Da. Până când am văzut asta. Da, Chico cheamă Gina, dar prietenii îi spun Angie. Ce? Da. Mi-a zis că e îndrăgostită de mine și că îi place de mine și că... Da, și-am întrebat-o de ce m-a mințit, dar ea a zis că pe Facebook nu trebuie să-ți pui poze reale și că nu trebuie să crezi în chestiile astea pentru că, da, în cele din urmă am găsit-o pe ea. Ea este adevărata mea dragoste, alături de care am rămas pentru totdeauna. A, și am un sfat pentru voi. Trăiți-vă povestea în realitate, deci în siguranță. Ca să nu ajungeți să pățiți ceea ce am pățit eu. Spuneți, vrem respect pe internet.